un mare lider al lumii a încetat din viață. Este vorba de un important fost premier chinez, Li Keqiang, a încetat din viață la 68 de ani. Acesta a murit vineri, 27 octombrie, în urma unui atac de cord, la doar 10 luni după ce s-a retras din funcție, după un deceniu de mandat. El avea 68 de ani. Fostul premier chinez a fost privit în trecut ca un candidat de top la conducerea Partidului Comunist, Li a fost, însă, marginalizat în ultimii ani de președintele Xi Jinping. Liderul Chinei și-a întărit controlul asupra puterii și a condus a doua cea mai mare economie a lumii într-o direcție mai statistică. Fostul premier chinez era considerat un economist de elită. Acesta era văzut ca un susținător al unei economii de piață mai liberale. Li a fost premier și șef al cabinetului chinez sub conducerea lui Xi timp de un deceniu. El a demisionat în martie. În ultima sa apariție publică, a spus că indiferent de cum se schimbă vânturile și norii internaționali, China își va extinde neabătut deschiderea. Fostul premier chinez a provocat o dezbatere privind sărăcia și inegalitatea veniturilor în 2020. A spus atunci că 600 de milioane de persoane din China câștigau mai puțin de echivalentul la $140 pe lună. Fostul premier chinez Li s-a născut în provincia Anhui, în estul Chinei. Este o zonă agricolă săracă, unde tatăl său era funcționar și unde a fost trimis să muncească la câmp în timpul Revoluției Culturale. În timp ce studia dreptul la prestigioasa Universitate Pekin, Li s-a împrietenit cu susținători înfocați ai democrației. Unii dintre ei au devenit ulterior contestatari ai controlului partidului. După absolvire, s-a alăturat Ligii Tineretului din cadrul Partidului Comunist. A avansat în Liga Tineretului în timp ce a absolvit un master în drept. Apoi a luat un doctorat în economie sub conducerea profesorului Li Ning. Acesta era un cunoscut susținător al reformelor de piață.